ultima perioadă s-a pus un foarte mare accent pe terapiile acestea de rejuvenare facială non-invazive și una dintre preferatele pacientelor este celebra terapie vampir sau terapia PRP, cu alte cuvinte, injectarea de plasmă bogată în trombocite la nivelul feței. Ne referim aici la zona feței, zona decolteului, zona gâtului. De asemenea, terapia vampir poate fi realizată și la nivelul mâinilor pentru o revitalizare a țesuturilor și o îmbunătățire a aspectului pielii. Spre deosebire de celelalte tehnici de injectare cu folosirea acidului hialuronic sau a toxinei botulinice, terapia vampir este o terapie 100% naturală. Asta înseamnă că vom introduce în organism substanțe proprii, iar riscul de apariție al reacțiilor adverse practic este minim. Terapia vampir practic determină o stimulare a producției de colagen cu o revitalizare a țesuturilor. Nu îndepărtează de la prima ședință toate ridurile de pe față, în schimb, stimulează celulele să producă factori de creștere și de regenerare a epiteliului cutanat. Această terapie se adresează tuturor categoriilor de vârstă, începând de la 18 ani. Practic, poate fi efectuată de pacienții tineri care doresc o prevenire a îmbătrânirii cutanate, dar cu atât mai mult poate fi realizată de pacienții adulți care se confruntă deja cu apariția ridurilor, cu o piele devitalizată sau cu o piele deshidratată. Terapia vampir practic începe cu recoltarea de sânge. Este vorba despre o cantitate destul de mică, de maxim 20 de mililitri, care apoi sunt centrifugați, după care se obține plasma bogată în trombocite. Pacientei se aplică în prealabil un strat generos de cremă anestezică, iar apoi se trece la injectarea acestei plasme. După această ședință, care durează în medie aproximativ 20 de minute, pacienta își poate continua activitățile cotidiene fără nicio reținere. Trebuie specificat că sunt necesare mai multe ședințe, un număr de aproximativ 4-6 ședințe, spațiate la un interval de aproximativ 3 săptămâni. Spre deosebire de alte procedee medicale, terapia vampir poate fi realizată în orice anotimp, nu este influențată de temperaturi extreme. Înainte de procedură, practic, pacienții trebuie să consume o cantitate generoasă de apă, iar indicațiile post-procedură sunt evitarea expunerii la temperaturi extreme, evitarea traumatizării feței, eu știu, prin aplicarea de diverse acizi. După terapie, practic, se menține o rutină simplă de îngrijire a tenului, o durată de 72 de ore, deci aproximativ 3 zile, în care doar aplicăm creme hidratante, apă termală, deci fără substanțe nocive asupra pielii. Machiajul îl putem folosi la aproximativ 24 de ore de la terapie. Contraindicațiile cuprind bolile de sânge, bolile autoimune, existența unor neoplazii și, bineînțeles, vârsta minimă de efectuare acestei proceduri este de 18 ani. Nu se folosește doar în estetica facială această terapie vampir. În ultima vreme a câștigat foarte mult teren cu rezultate terapeutice excepționale și în alte domenii medicale, cum ar fi stomatologia, ortopedia.